Doamnelor, domnilor, bună seara, bine v-am regăsit la punctul pe azi, la Chișinău. Subiectul principal al acestei săptămâni este anchetarea procurorului general Alexandru Stoianoglu, vizat într-un dosar penal și suspendat prin urmare din funcție. În următoarele 30 de zile, acesta le va petrece în arest la domiciliu. Decizia a fost luată acum jumătate de oră de judecătorii din sectorul Geocan al Chișinăului. Acesta, dar și alte subiecte, le discutăm în această seară împreună cu invitații noștri de la București. Armand Goșu, specialist în spațiul ex-sovietic. Bună seara, bine ați venit la TVR Moldova. Mulțumesc pentru invitație. Și președintele expert Forum de la București, Sorin Ioniță. Bună seara. Domnilor, vă propun mai întâi să urmărim un scurt reportaj, filmul evenimentelor de astăzi legat de Alexandru Stoianoglu, după care revenim. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost adus de mascați ISIS la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și nu a făcut nicio declarație. Domnule Stoianoglu, la ce decizii vă așteptați? Ce ați vrut să spuneți în cadrul briefingului? Ședința de judecată a început cu întârziere de mai bine de o oră. Procurorul de caz Victor Furtun a declarat că în dosar sunt conexate deja 5 capete de acuzare și nu 4, cum a fost inițial. Tocmai de aceea a cerut eliberarea unui mandat de arest preventiv. S-a constatat în cadrul mediei penale că dumnealui a favorizat un grup criminal organizat deja, cred că nu-i cazul, spun ce grup, este grupul condus de Vișta Platon, care i-a ajutat să revizuiască o hotărâre judecătorească definitivă, să scape de închisoare, să evite înaintarea bănuielor pe anumite capete de acuzare și așa mai departe, să pună în aplicare alte scheme infracționale care la moment deja sunt implementate și sunt în faza incipientă. Totodată dumnealui este procuror general, conducător a procuraturii generale și este șeful procurorilor ierarhi inferiori. Are influențe extrem de mari în sistemul procuraturii. Vă dați seama, eu sunt unul care luptă la momentul actual împotriva tuturor sistemului. Nici nu a început bine ședința, că avocații lui Stoianoglu au și cerut strămutarea cauzei la o altă judecătorie. Magistrații Curții Supreme de Justiție au respins cererea, iar cauza a fost examinată în continuare la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Dar acțiunile avocaților au continuat și s-a cerut recuzarea judecătorului Nicolae Corcea, suspectat de lipsă de imparțialitate. 17 judecători, deci în primăvara anul acesta, au semnat o declarație comună prin care l-au acuzat pe Stoianoglu de imixtiune în activitatea lor. Deci au o repulsie față de asta, deci sunt... Domnul Corciu a semnat această declarație? Da, declarație. Și atunci există suspiciuni că el nu va fi imparțial și obiectiv. Și cererea de recuzare a judecătorului a fost respinsă, dar avocatul Vasile Gafto nu s-a lăsat și a cerut chiar recuzarea procurorului de caz Victor Furtună. Prezenți la ședință au fost și deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care au depus garanții personale în scris la judecătorie pentru eliberarea lui Stoianoglu. În conformitate cu lege, am fost dimineața la bancă și am depus suma necesară. Suma nu este așa de mare, așa cum prevede legea. Care e această sumă? Din la 50 până la 300 de unități convenționale. După ce am semnat aceste garanții, le-am prezentat în instanță. Socialiștii nu au venit singuri, au adus cu ei și protestatari. Pentru ca să înțeleagă lumea că la noi în țara astăzi petrec niște ilegalități. Și dacă astăzi părem prea puțini, mâine poate să mai trezește multă lume. Liderul socialiștilor, abia revenit de la Moscova, a organizat o conferință de presă în care a acuzat guvernarea că uzurpează puterea de stat. Igor Dodon a cerut organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Reamintim că Alexandru Stoianoglu a fost reținut marți și este suspectat, printre altele, de corupție, abuz de putere și mărturie mincinoasă. Consiliul Superior al Procurorilor a decis că Dumitru Robu va asigura interimatul funcție de procuror general. Am revenit, vă spunem că următoarele 30 de zile Alexandru Stoianoglu le va petrece în arest la domiciliu. Asta a fost decizia judecătorilor, iar acum jumătate de oră, după pronunțarea deciziei, Alexandru Stoianoglu totuși a reușit să vorbească cu presa. Spunea domnia sa că ceea ce îi se întâmplă ar fi o răfoială politică, intenția ar fi una singură, se dorește înlăturarea lui din funcție, nu și recunoaște vina, susține că nu au fost prezentate probe. Domnule Goșu,
scurt pe doi. Ce se întâmplă totuși în Republica Moldova? Pentru că această situație a creat tensiune în spațiul dintre pro-sinistru, în spațiul public. Putem discuta pe mai multe planuri. Între puterile din stat o situație tensionată. Republica Moldova nu are o tradiție democratică foarte îndelungată, așa că astfel de tensiuni între executiv, legislativ, puterea judecătorească sunt pe undeva normale, sunt mecanisme care se reglează în timp. Pe de altă parte, putem discuta și în alt plan. Avem un parlament recent ales, un președinte nu de foarte mult timp în funcție, care a primit un mandat popular. Un mandat popular a fost aproape plebiscitat. Există sondaje de opinie care indică totuși un interes foarte mare pentru anticorupție. În momentul în care tu ai un procuror general care de 2 ani nu livrează ceva ce ar corespunde așteptărilor electoratului, clasei politice, el intră automat în coliziune cu restul societății. Ori cred că presiunea populară a fost prea mare și asta până la urmă e cea care a împins la tipul ăsta de decizie. Ce vedeți dumneavoastră ca proteste foarte subțiri, oameni cu care vorbești la piață, taximetriști, n-am sesizat niciun sentiment de cum să spun, de pasiune politicianistă în această speță, care, repet, nu în orice țară găsești o sasiș la arestarea unui procuror general. Asta se întâmplă foarte rar, eu nu știu. Poate în ultimii ani, în plan european, în general, da? Nu știu dacă a mai fost așa ceva. În același timp, iar, nu văd de ce a fost neapărat nevoie de arestare. Poate că și anumite instituții de la Chișinău au exagerat puțin cu această punere în cer. Poate că e registrul în care ele se mișcă de mulți ani și pur și simplu au făcut ceea ce știu ele mai bine. Pentru că, din punct de vedere politic, nu cred că ce s-a întâmplat avantajează nici pe președinta Sandu și nici guvernul actual. Tocmai sunt oameni tineri, sunt oameni cu educație europeană, sunt oameni care vor să construiască o Moldovă ca afară, ca cu față europeană și care țin foarte mult la proceduri și înțeleg importanța procedurilor. Deci discuția se poate purta pe multiple planuri. Da, revenim neapărat la acest subiect. Un detaliu foarte important ați punctat, dacă avantajează sau nu guvernarea, de exemplu, îl dezghiocăm pe parcurs. Domnule Ioniță, în opinia dumneavoastră, ceea ce se întâmplă în jurul procurorului general este o răfuială politică, un atentat la statul de drept, așa cum susține opoziția, sau este un început de reformă a justiției, de curățare a sistemului? Este prima salvă din războiul civil care va urma, așa cum se întâmplă în orice țară, foarte capturată când încep să faci anticorupție pe bune, adică nu teatru de păpușele sau chestii să le bifezi pe hârtie ca să le arăți Europei. Pentru că băieții cu resurse și care au stăpânit o țară ani de zile și care s-au mai certat între ei, totuși acum nu se lasă duși la pușcărie, cum să zic așa, ca mielușeii la tăiere, și instrumentează dita mai tărăboiu. Noi venim din România, am trăit chestia asta de nu știu câte ori, deci nu se poate face anticorupția, nu e o bătaie cu flori așa. Și bun, cazul Stoianoglu, el vedea toată țara că e un executant al unei găști și faptul că ei au reușit să pună stăpânire pe procuratură. Procuratura este partea cel mai greu de reformat când începe reforma justiției, pentru că la un judecător, el judecă ce are în față, ce hârtii pune, dacă greșește sau dacă manipulează, cumva lasă o urmă și îl poți dovedi după aia. La un procuror, la o procuratură nu poți să, e greu, foarte greu să dovedești non-acțiunea. Faptul că procuratura stă pe loc e principala problemă care s-au confruntat toate țările. România, Bulgaria, Slovenia, toți care au avut câte ceva de făcut, acolo este nodul gordian. Bun, ei puseseră stăpânire, inclusiv pe Consiliul Procurorilor, tot era controlat, trebuia să spargi chestia de undeva. Acum, unde este problema? Noi nu putem judeca cazul în sine, că nu știm ce este în dosar. Și propun ca lumea să înțeleagă foarte bine asta. Trebuie să lăsăm niște
niște zile. A fost eliberat din arest, foarte bine, va petrece acasă, izolat, ca să nu își exercite influența în instituție sau pe unde mai are, să nu vorbească cu cei care îl influențează pe el, tot felul de ipoteze. Unde e teama mea în aceste episoade? Într-adevăr, nu ajută cu nimic guvernul și pe președinta Maia Sandu. Era previzibil că iese tărăboi dacă se duc să-l ia cu mascații. Eu nu cred că Maia Sandu sau Litvinenko sau primul ministru a dat ordin, bă, la ora de le-a scris pe hârtie, tu te duci, stai și fie un băiat în față, unul la ușa din spate, voi trei îl luați pe sus. Sigur nu le-a spus chestia asta. Deci teama mea este să nu cadă cumva guvernul, partidul, așa, pradă unor băieți care fac exces de zel, pentru că altceva nu știu să facă, băieți de până procuratură, de până SIS, șefulez de ăștia care acum se pun la dispoziție noilor șefi. Că deci, nu am mai văzut asta. Admiteți că e o reglare de conturi între diferite tabere din procurat, sistemul procurării? Bun, poate acolo sunt două tabere și dar asta nu știm acum, ăsta e un alt pericol. Sigur că acolo erau două tabere, unii își făceau dosare altora și acum când vine o nouă putere politică, preferabil ar fi, când îi dai jos pe unii, să nu te aliezi cu ei. Adică să faci ceea ce trebuie, nu să începi să intri în jocurile lor. Senzația mea e că acum sunt oameni în procuratură sau SIS care chiar dacă îi pui, ei nu știu ce să facă decât de astea. Adică ei nu știu să meargă după proceduri. Marele pericol care este? Trece show-ul, un an, doi, ajunge dosarul, își parcurge așa și pică în instanță sau pică în a doua la recurs sau pică la CEDO și atunci ai decredibilizat tot procesul anticorupție și toată ofensiva politică și tot mandatul se compromite pe această dimensiune. De-aia zic, eu cred că, adică, guvernul e în pericol să fie luat ostatic de niște băieți zeloși care nu știu dacă ei neapărat fac jocuri politice sau de gașcă. Teama mea e că profesional nu știu să fac altceva decât chestii de astea și mi-e teamă de cum arată dosarul ăla când o ajunge în instanță. Asta e teama mea. Dar nici nu îi cânt, cum să spun, osanale sau să mă vait de soarta lui Stoianoglu, că hai să ne mai văd de soarta demnitarilor. Au avocați, au de toate. Abuzați să ne mai uităm la oamenii aia simpli pe care îi luau. Deci acolo trebuie să fim noi mai vigilenți. Demnitar m-am săturat de ce șir de demnitar am avut în România, toți se dădeau cu fundul de asfalt, vai de mine ne-a dus. După trei zile și-au avocat și n-am văzut mari abuzați de justiție în anii ăștia. Până la urmă s-au dus unde a trebuit. Deci asta este problema, să nu facă exces de zel, greșeli procedurale ca să nu cadă dosarul în instanță. Ăsta e pericolul numărul 1. Eu personal până în acest moment nu pot explica un lucru. Actuala guvernare a decis că merge pe calea evaluării procurorului general și mă întreb de ce sau cine a decis, cine a intervenit, ce a intervenit astfel încât să nu se ajungă la acea evaluare. Cine a decis arestarea în modul în care s-a produs reținerea procurorului. Procurorul, potrivit cărora ar fi o provocare pusă la cale de către cineva intenționat. Adică chiar crede cineva că Litvinenko i-a dat telefonul ăla, ia-l, fă-l, du-l? Nu prea cred. Cred că așa știe procurorul să lucreze. Ei așa știu să lucreze, să salte oameni, să pună mascați. Asta au făcut pe Manuel Plahoniuc, asta au făcut și noi. Să intre în grațiile puterii. Și avem o altă putere, noi, când se uită și la sondaje. Ia uite unde e Maia Sandu, uite unde e guvernul, încrederea în pas. Și a zis, păi, Servim patria. E așa știu să servească patria. Cu cătușe, cu mascați, asta și în alte țări. Să nu vă închipuiți că mă duc eu. Bun, să luăm chestia asta, e un pas înapoi, omul e în arest la domiciliu, e foarte bine. Oamenii nu trebuie să stea în pușcărie, chiar dacă sunt vinovați și sunt anchetați penal. Nu, asta nu e o condiție să stai în pușcărie, iar faptul că i-au dat arest la domiciliu nici nu e un semn că e nevinovat, cum o să interpreteze sigur unii. Prezumția nevinovăției nu a anulat-o nimeni. Nu a anulat-o nimeni, dar știți cum e, bătălia în opinia publică se duce cu alte reguli și unul o să spună, a, uite, ai văzut că era nevinovat, i-au dat drumul acasă. Da, dar cel puțin pentru acest weekend se detensionează situația, se anunțau niște meeting-uri, o să meargă meeting-urile alea și o să meargă la un Stoianoglu în poartă. Să-i facă cu mâna de la geam. Apropo, iată, în acest context, domnule Goșu, cum explicați dumneavoastră îngrijorarea exprimată de Partidul Socialiștilor, dar și alte forțe politice în legătură cu ceea ce îi se întâmplă lui Alexandru Stoianoglu, PSRM, partid bănuit că ar fi făcut anumite mașinații financiare, vorbesc despre acel dosar fabulos Bahamas despre care discută toată lumea.
parte. Normal să e un partid de opoziție. În logica politică din acest spațiu, e normal să politizezi un caz de justiție. Mai ales procurorul general. Nu putea să rateze socialiștii acest caz, să se victimizeze. Și mai e ceva. Și Dodon, și socialiști, liderii socialiștilor, realizează că Stoianoglu probabil a fost ultima redută din calea anchetelor penale, care mai devreme sau mai târziu vor urma și unele dintre ele îi vor viza. Și poate că procurori foarte serioși vor putea să documenteze, să pregătească niște dosare beton care să ducă în instanță la condamnări grele cu ani de închisoare. Deci înțeleg logica socialiștilor și înțeleg și logica altor actori politici care s-au unit repede cu socialiștii pentru că pur și simplu s-au speriat. Dintr-o dată s-a reașezat în așa fel scena politică de la Chișinău, fără precedent, ai un partid de centru-dreapta, un partid pro-european, care are un scor foarte bun, care domină Parlamentul, care face singur guvernul și care are un președinte cu o cotă de încredere nemai văzută. Dar cum s-a părut, domnule Sorin Ioniță, ultimele declarații înainte de a fi reținută procurorul Stoianoglu? Ultimele lui declarații, comportamentul domniei sale a fost unul de om de stat sau mai mult de un viitor politician? Pentru că și despre asta se discută în spațiul public. Da, el e fost politician, deci de ce nu s-ar întoarce din nou? N-are nimic, nicio legătură cu ce se întâmplă în alte țări, procuror general. Am văzut atacuri în adresa unor ambasadori ai țărilor europene. Și să mai discutăm. E clar, adică el confirmă că a fost o unealtă, că e instrumentat, că îi se trimite pe telefon. Bine, mai bune și de la el, că îl duce capul. Mai înjură pe unul, pe altul, deci cum să zic, genul ăsta de mahala pe care a făcut-o și iarăși se victimizau ăștia, vai de mine, l-au luat înainte de a doua conferință de presă, spunea omul niște chestii, păi să le spun acum, dar avea niște adjuncți care sunt liberi, poate să spună ea, are avocați, bă, dacă aveți ceva de spus în public, adică n-are cine să vorbească, adică mari mistere care s-au îngropat odată cu reținerea lui pentru nu știu câte ore, bun. Nu, altceva este mai periculos. Deci aici e cu și cu sprâncene, n-ai ce discuta, omul pe din afara oricărei oricărui statut de magistrat, da? Instrumentarea etnică pe care el a declanșat-o la un moment dat, că el s-a victimizat etnic cu ceva timp în urmă și am văzut ieri niște declarații, mi-a stat mintea în loc. Deci persoane cu funcție în stat, Bașcanca Găgăuziei sau cum se cheamă, dincolo de faptul că e din regiune, da, ai o funcție în stat oficială, ăilalți, aleși oficiali. Deci de fapt ce spuneau? Dădeau ultimatum la un procuror, dați drumul că e din tribul nostru și noi pentru ai noștri punem gâtul jos. Presiune. Asta este premodernitate. Asta dar, este... Dacă nu greșesc, amenințau și cu nespunere civică, eventual dacă nu sunt... Eu n-am înțeles cum e nespunerea civică legală, că e așa spuneau. Conform legii facem nespunere civică. Greva și demonstrațiile nu sunt nespunere civică, că sunt legale dacă le faci după. Nespunerea civică este, nu știu, când încalci o lege ca să dai un semnal așa la margini. Nu plătești impozite ca să... Așa, sau... Totuși, această situație nu trebuie neglijată. Este explozivă. Este explozivă, e de republică bananieră ce vor să facă ei. De fapt, ce ne transmit este acel vechi proverb latino-american. Pentru ai mei totul, pentru dușman nimic și pentru străin legea. Deci legea e așa o chestie, o aplici când vreau eu, dar când e cu ai mei și cu clanul meu, ce lege, nene? Dă-i drumul, că-ți dai noștri, că-ți iau gâtul. Realizați deci... ce precedent poate să creeze? Bun. El nu poate fi condamnat pentru că e din Găgăuz. Mâine un șofer Găgăuz calcă o familie cu copii și în logica asta el nu poate să fie condamnat pentru că e Găgăuz. Mă duc eu scot. Justiția să-și facă treaba. Da, da. Felul în care au interpretat cei de la Comrat mi se pare aberant. E un precedent foarte periculos și știți bine că nici, nu știu cât a fost ideea lor. Sigur, el are rude pe acolo, am înțeles că au mai ieșit din rudele lui, dar nu numai asta, faptul că au ieșit instituții de publice care reprezintă statul moldovean, așa cum este el aranjat acum. Păi, ce adică s-a creat o breșă în care știți cine vine și joacă după aia, ca să inflameze și mai tare spiritele. În acest context, Igor Dodon a revenit astăzi de la Moscova. Credeți că a revenit la Chișinău cu noi indicații pe fundalul acestei tensiuni de la Chișinău?
L-am văzut categoric. Astăzi anunța proteste, cere demisia guvernării, alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate. Mulți se miră că a revenit, totuși. Adică multă bine lume se miră că a revenit. Scenariile care se vehiculau în ultimele săptămâni e că el își caută un job la Moscova. A anunțat-o personal încă la începutul acestei legislaturi. Și că urmează, după ce participă la protestul de duminică, poate că mația avionul și pleacă. Pentru că deblocarea procuraturii poate să însemne deblocarea anchetei cercetării în posibilele lui dosare. Deci n-are niciun interes să rămână aici. Și el personal și familia lui vor trebui puse la adăpost. Eu nu-mi închipui că el în acest moment este purtătorul de mesaje, că vine cu instrucțiuni de la Kremlin, de la COSAC, cum să nu știu, să gestioneze această criză. În primul rând, sigur, e un actor politic important, dar nici cota lui de popularitate, nici poziția lui în Partidul Socialiștilor nu indică să spunem, nu sugerează o forță. Reșind din ceea ce se întâmplă la Chișinău, domnule Ioniță, credeți că se apropie timpul când unii, cu pufușor pe botișor, să spunem așa, vor, inevitabil vor da, se vor întâlni cu adevărata justiție, cu adevărații justițiari? Dacă nu fug, că de aici se fuge ușor, adică cât e până la Vadul Vodă, se fuge ușor din țara asta și e greu, e greu să-i prinzi, pentru că uite, tu trebuie să construiești barca, adică ești pe valuri, bate vântul, dar tu trebuie să reconstruiești barca. Mă refer la sistemul de justiție. Drama țărilor din Estul Europei și în special una ca Moldova este că noi am aplicat reguli europene așa, de ochii lumei, adică am dat independența, am creat instituții, consilii, profesia magistraților se autoguvernează. Nu te poți băga peste ei. Deci le-am dat această libertate imensă ca în Europa, înainte să fie responsabili și curățați de ce făceau înainte. Deci ei să folosesc acum și de protecție de tip european și de retorică, să duc să plâng la Bruxelles, să duc să se plângă la, nu știu, Comisia de la Veneția, peste tot, cum încerc să-i responsabilizezi un pic cu niște criterii de performanță și tu trebuie să reformezi și justiția ca să poți să anchetezi niște oameni corect, să nu cadă pe urmă dosarele, că se vor duce la CEDO mulți. Adică pe aici parcurg ele un drum, dar nu e o soluție. Și în același timp să fugi după ăștilalți, care se împrăștie ca potârnichile din momentul ăsta. Adică chiar eu mă mir că a revenit Dodon. Bine, își caută el slujbă la Moscova, cum își caută Iohannis la Bruxelles. Adică de, nu știu câți ani tot caută. Nu, eu cred că are mai mari șanse. Are mai mari șanse, de-aia am zis. Are mai mari șanse Dodon. Domnule Goșu, dar poate fi reformată justiția din Republica Moldova cu mănuși de catifea? Nu, cu mănuși de catifea nu. Nu se poate așa ceva s-a putut nici în România și România totuși nu are un trecut sovietic. În același timp, uitați-vă, modelul pentru dumneavoastră, nu știu dacă ar trebui să fie neapărat România, sigur, cu limba e mai ușor de comunicat și ce se întâmplă acolo e mai ușor de urmărit de aici. Dar totuși, eu fost Republica Sovietică, m-aș uita la țările Baltice. Și în țările Baltice, pur și simplu, s-a retezat. Adică nu a apărut un judecător din fosta Republică Socialistă Sovietică Estoniană în noile instituții judecătorești. Așa ceva, sigur, e mult mai complicat să faci. În decembrie să împlinesc 30 de ani de la prăbușirea Unii Sovietice. În același timp, e cum să spun, e ceva care s-a transmis și peste timp, peste acei 30 de ani trecuți și care au împiedicat un fir roșu care, și care a împiedicat o reformă reală. Deci, în acest moment, dacă ar fi să se concentreze actuala putere pe ceva, ar fi tocmai o reformă reală a justiției prin aducerea în sistemul judecătoresc că sunt oameni cărora n-ai ce să le faci. Chiar dacă îi declară că sunt de bună credință. Și poate sunt de bună credință unii. Ei sunt arați. Uitați-vă, ce credeți că ofițerii SIS sau CNA care au făcut arestarea marți nu erau de bună credință? Problema e că nu așa se face justiție. Deci trebuie o altă generație. Practic, ce s-a întâmplat undeva în România după înființarea și de magistratură, cu presiune europene, era tot așa ceva. Drama? Aici, drama e că acești oameni sunt tineri. Și ăștia băieți, ăștia cu măști, și judecători, și procurori, sunt relativ tineri. Adică dacă am fi acum în 1995, să zic că îi scos pe aia legați direct, adică personal, de vechiul regim, cum au făcut baltici. De aia s-a băieți putut. Tineri care au muncit sub mai multe regimuri. Care s-au recrutat în instituții pe aceleași filiere ca cei bătrâni. Asta pe care i-am locuit. Și
asta e drama. Cine face castingul? Deci nu e, adică ce generație să înlocuiești, că sunt relativ tineri în aceste profesii. Și la fel era problema și în România, sigur. La noi a fost mult mai ușor pentru că s-a făcut un screening atunci cu intrarea în NATO și am avut sprijin extern și s-au pensionat foarte mulți. Când s-au pus niște instituții la treabă, știți cum, a fost un val de judecători care au ieșit de bunăvoie la pensie. Dar nu chestiile astea nu se pot copia dintr-o țară în alta. Aici sunt alte condiții, fiecare dar stat are specificul său. Să așteptăm în loc schimbarea generațiilor, să așteptăm până la Sfântul Așteaptă, că s-au mai schimbat de vreo două ori de când a căzut comunismul generațiile. Deci nu generațiile, nu vârsta oamenilor e soluția. Dar în același soluția. Timp eu nu cred că oamenii care fac tipul ăsta de arestări, ei peste două săptămâni se pot comporta. Nu pot se pot. Adopta nu alte pot. Modele nu de comportament. E vorba despre niște reflexe condiționate. Absolut. Da, absolut, sorry. Nu merge. Sigur că e foarte complicat în momentul ăsta să vii să scoți alte cadre. Nu? Pe domeniul justiție trebuie să-i pregătești niște cele magistraturii. E vorba de experiență în domeniul justiție. Nu poți să pui niște copii de 26 de ani judecători. Vorba și de experiență de viață până la urmă. De unde îi scoți? Păi nu știu, asta e problema Republicii Moldova. Da. Din păcate, această reformă a justiției în Republica Moldova, care durează de 30 de ani, e o ecuație foarte complicată, ca și Rusia, cum e o ecuație complicată, titlul unei cărți pe care ați prezentat-o ieri la Chișinău. Cred că e mai simplă Rusia decât reforma justiției din Moldova. Serios? Adică e mai simplu de înțeles, e mai că acolo lucrurile sunt clare. Mai simplu de înțeles. Vorbesc trăind și fiind activ. Adică eu și cu Sorin cred că suntem generația care în 93-94 am participat la mitingurile pentru inamovibilitatea judecătorilor. Și am făcut inamovibil și ne-am trezit că erau niște dinozauri din anii 60 formați la strung și aduși după școala de securitate doi ani la drept și erau angajați judecători. Și după care și-au luat asistenții de pe la universitate și au băgat în locul lor chip și asemănarea. Știți? Asta este problema. Și da, noi am avut norocul ăsta cu scuturătura, cu screening-ul, cu partenerii externi. Și a fost o implicare destul de masivă și s-a jucat pe lucruri care ne ocupe antioccidentalism, adică nu s-a mai pus problema să facă cineva jocuri duble. Corupția, bun, nu poți să o scoți dintr-o țară, dar au zis, bă, est-vest, aici tragem linia. Și cu ocazia asta au plecat mulți, da, și care noi erau să, cu estul. Și noi, ca să tragem linia acestui subiect, cum credeți cu ce se va încheia această luptă pentru curățarea sistemului, pentru reformarea justiției, dacă actuala guvernare va fi în stare să ducă această luptă până la capăt? E vorba de guvernare. Nu puneți totul pe spinarea guvernării. E vorba de dumneavoastră. Dacă opinia publică din Moldova vrea altceva, vrea să construiască Moldova ca afară, ca în Occident, atunci ea va genera, va secreta o clasă politică care... Deci depinde de dumneavoastră, de fiecare dintre dumneavoastră, ca să vă mobilizați, să puneți presiuni și să schimbați fața acestei țări și justiție. Întrebarea e foarte ilustrată. Ne întrebați cum se va termina. Păi stați că abia început de două zile, aveți 10 ani în față. Chestia asta durează 10 ani sau mai mult. Deci două guverne și jumătate de bătălie care se va reverbera și în spațiu public. Se va învrăjbi fratele cu sora, cum să spun, prietenii din aceeași organizație între ei, că unul va avea o părere, altul altă părere. Nu e altă cale. Deci trebuie trecut prin această vale a plângerii. Trebuie să fim foarte realiști și știam că va veni. Adică e bine într-un fel că au început atât de repede, că au scos și a pus pe masă, cum să spună, sau au lovit Hidra chiar în cap, pentru când s-o faci? În al treilea an de mandat? Ce mai apuci să faci până vin următoarele alegeri? Bine să faci la un început de mandat, dacă tot pornești o răvășeală și o bătălie, ca s-a pus să ai și niște rezultate. Da, și acum revenind la titlul cărții pe care ați lansat-o ieri la Chișinău, domnule Goșu, Rusia o ecuație complicată. Cât de complicată totuși este această ecuație? Simplu, cum arată, ce reprezintă astăzi Rusia lui Putin, astfel încât să ne dăm seama și noi, cei din Republica Moldova, dacă mai putem spera că Moscova va renunța la intențiile sale de a readuce acest petec de pământ sub influența sa, așa cum a fost în perioada sovietică, de exemplu. Înțeleg că ăsta e marele vis al lui Putin. Visul lui Putin este să păstreze control, să păstreze influența asupra fostului spațiu sovietic. Practic, resursa Rusiei de putere regională constă tocmai în influența și în controlul pe care îl are asupra acestor țări. De unde și
criza energetică ucrainiană, în primul rând, pentru că conform acestei doctrine a Rusiei, doctrina lansată prin 93-94, a fost dezbaterea la Moscova atunci, dezbaterea a fost pornită de Serviciul Federal de Spionaj, de SVR, Primakov era atunci șeful spionajului rusesc și a spus, nu, ne place lumea unipolară, noi milităm pentru lumea multipolare, unul dintre din cei 5 poli de putere trebuie să fie Rusia, Federația Rusă. Au discutat Uniunea Europeană, America, fiecare, China, fiecare putere, pol de putere din cei, o lume multipolară, spunea ei, are resursele respective. De ce se califică pentru a fi pol de putere? Și așa au zis, bă, Rusia ce are? Păi are resurse energetice, are armament atomic moștenit de la arsenal nuclear moștenit de la Uniunea Sovietică și trebuie să controleze resursele fostului spațiu sovietic. Bun. În logica asta a acționat Rusia vreme de mulți ani, aproape 3 decenii și lumea de astăzi, sigur, nu mai e lumea unipolară din anii 90, nu e nici neapărat lumea multipolară pe care o visa Rusia cu 5 poli de putere în doctrina Primakov, să-i spunem așa. Iar dumneavoastră spuneți, păi, o să mai vrea să controleze Moldova? Da, pentru că nu poți să... O să zic, păi, Moldova e micuță, hai să o iertăm. Nu poți să faci lucrul ăsta pentru că ai creat un precedent. În același timp, după 2014, în urma anexării Crimeei și războiului din Donbas, practic această nu, strategia lui Primakov de a ține Rusia un pol mondial de putere s-a fracturat. Pentru că fără Ucraina, Rusia nu mai poate. Ucraina e mult prea mare, mult prea importantă ca Rusia să... Și atunci Rusia folosește alte pârghii până la a le îndoi, pârghie energetică mai tare decât e cazul. Forțează peste tot. Dar resursele ei sunt limitate. Sunt limitate și pe termen. Nu aș pleca de la premisa Rusia e o țară mare, dar uite care PIB-ul mai mic decât Italia. Hello, ce PIB au avut vizigoții când au dat jos Roma? Nu e o problemă mai de PIB. E o problemă și de voință, de capacitate. Da? Ori aici în vest poate lumea nu vrea să se nu mai crede în lucruri mărețe sau mai mici, nu mai vrea să se bată cu nimeni. Rușii știți bine, mă. Uitați-vă pe YouTube să vedeți copii de 3-4 ani la grădiniță cântând cântece patriotice și pe mine asta mă sperie. Deci e vorba de o militarizare a Rusiei. Păi da, vedem și secvențe când la fiecare început de an școlar, secvențe video cu elevi, cu armament în mână, cu... Parcă eram noi pe vremea lui Ceaușescu, că tot așa ne aveam niște uniforme, niște chestii. Ei, totuși e mult mai... Nu, la noi era butaforie. Era butaforie, la ei totuși chestia. Asta pleacă de la ceva școlile militare, peste tot școli militare, fetele fac... Deci asta e o națiune, totuși, care are 142 de milioane de locuitori, are armament nuclear, are o voință politică, sunt oameni care merg, nu pentru că sunt șomeri, merg să lupte în Africa, merg să lupte în Siria. V-ați uitat acum la alegeri, păi... Au votat în Siria mai de două ori mai mulți militari, presupunem că sunt militari, decât toată expediția militară rusească din 2015. Cum naiba nimeni n-a observat în ultimii ani că numărul militarilor ruși în Siria de fapt s-a dublat, nu mai sunt militari oficiali, sunt trupe Wagner sau contractnici, cum zic ei. Deci sunt lucruri care clar scapă observației noastre și cred că problema noastră este că Statele Unite ca nu principală putere se orientează cu prioritate pe China și pe Pacific, iar zona asta foarte sensibilă ține deja și de noi, ține și de bulgari, ține de turci, cum reușim noi între noi să ne înțelegem cu polonezii, să creăm, nu știu, zona Mării Negre, să ne creăm un avantaj strategic în fața Rusiei. Ori s-a lucrat puțin, s-a colaborat cu Ucraina prea puțin, Ucraina devine un pivot american mult mai important în zonă. Asta e și avantajul Moldovei. Deci dacă aveam dubii privind viitorul occidental, european al Moldovei, după 2014 nu mai am.
pentru că Ucraina practic despart, deci într-un fel, las parametri evident, se repetă situația din 1918, când independența Ucrainei de atunci, de scurtă durată, e drept, a permis evadarea din spațiul dominat de Rusia, de bolșeviști, cum era atunci, a Basarabiei. Asta s-a întâmplat și acum și este șansa și a Moldovei și a României crearea unui, dacă vreți să vedem Ucraina în termen de interbelic, de cordon sanitar, n-aș folosi nici de stat tampon, dar o Ucraina independentă, viabil ca stat, este o garanție de securitate pentru întreaga Europa Centrală. Da, domnule Iniță, când a fost la Chișinău președintele Poloniei, Andrzej Duda, împreună cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ambii și-au exprimat speranța și dorința ca Republica Moldova să fie parte a inițiativei celor trei mări. Ce avantaje ar oferi această calitate a Republicii Moldova în cadrul acestei inițiative? Mă întrebați un lucru care e foarte bine ambalat în limbaj diplomatic, toate chestiile astea cu inițiative regionale care au importanța lor, nu e chiar zona mea de expertiză, pentru că eu sunt obișnuit să despachetez din toată vorbăria asta. Deocamdată mult conținut nu e, asta, inițiativa asta are o istorie, tot poloneză, din perioada interbelică, atunci era mult mai geostrategică, acum înțeleg că e mai mult cu ei. Se vorbește de economie, proiecte de transport, nu știu cât sunt de viabile, pentru că realmente noi, uitați-vă la o țară ca România, dar și Polonia parțial. Stăm cu zeci de miliarde de bani europeni pe masă și nu reușim să facem o infrastructură de transport unde nu sunt zone cu probleme. Deci noi în România nu putem trece cu autostradă munții noștri și o să facem acum coridor de transport prin Ucraina, din Polonia pe la Marea Neagră, cu trecere prin Ucraina, care e țară non-UE, numai că ne ajută americanii și au zis două vorbe. Diplomatic e bine să existe inițiative, cooperare, dar totuși mi se pare destul de utopic ce scrie prin hârtiile alea pe acolo cu cele trei mări. Revenind la Federația... Inițiativă poloneză, binevenită, frații noștri poloneze, în chestiile astea ne înțelegem bine, dar cum să spun, nu... Eu cred că orice ancoră de care... Ridicăm așteptările oamenilor. Europa acum e foarte bun. Da, pentru Moldova e bine să fie acolo. Nu cred nicio foarte... Că are mai mult infrastructură și am, cel puțin noi am dovedit că polonezii, nu știu, n-aș fi așa de critică. Dar eu cred că e foarte bine. Orice format, cât de mic, să ții Moldova lipită de, nu doar de România, să o aduci și lângă Croația și lângă Polonia și lângă Balti, mi se pare foarte importantă. Dar... Și mi se pare important că nu doar americanii susțin, nu? Binecuvântarea a venit și de la Berlin și s-a ieșit din logica interberică a lui Pilsudski, când de fapt acea inițiativă Trei Mări era și împotriva Unii Sovietice, dar mai mult împotriva Germaniei. De fapt. Deci am ieșit din logica. Mă rog, un plan din vreme. Acum, dacă vreți, pentru Moldova poate fi privit ca un sfert de pas către NATO. Pentru că, de fapt, ce se discută în Uniunea Europeană și această inițiativă ar ajuta, este inclusiv această posibilitate, adică a crea acele posibilități de transport, pentru că și trupele NATO se poate mișca nord-sud în regiunea asta. Adică noi suntem, chestii, detalii nu se prea discută, dar noi suntem ca la cascadorii râs. În momentul de față, pe proceduri, noi avem și birocrație care împiedică mișcarea armamentului, pentru că el trebuie să stea la graniță, să-și pună vizele și când se duce de colo-colo. Sau n-ai, cum să spun, s-a constatat că tancul american are nu știu câte tone și nu suportă la ei șosea și calea ferată să-l suporte. Chestii de genul ăsta, adică de ABC. Deci de la bazele americane din Germania ți-ar ajunge în 12 ore la granița cu România și de la intrarea în România până la Constanța, de la Rapla la Constanța, din cauza dificultății. Faci trei zile. Mai trece o vacă, deci toți serios păruși, măi, știți, stați puțin, așteptați-ne, că e greu cu tancurile să le pui pe calea ferată, să le dai. Și în primul rând control de frontieră, nu e Schengen, opriți armata. S-au făcut și niște filme din astea așa caricaturale, dar culmea e că e adevărat, adică noi n-am aliniat nici birocrația. Ce să facem căi ferate și... Da.
care costă până, zeci de până miliarde. Aliniați birocrația, vreau să vă întreb cum trebuie să-și construiască totuși Republica Moldova relația cu Moscova, care ar trebui să fie acele linii roșii și care ar trebui să fie principalele priorități în relația cu Federația Rusă. Să vă spun eu că am mai puțin de spus, Arman Precis are mai mult. Eu cred că relația cu Moscova trece prin Tiraspol și prin problema nerezolvată a Transnistriei, asupra căreia Chișinău trebuie să ia niște decizii la un moment dat, care au cam fost amânate. Și această idee că noi stăm aici, suntem mici, ne ducem, uite acum, la negocieri cu gazul și ce concesiune, ce are ăia, că să ne dea un preț mai bun, când Moldova are totuși niște pârghii să influențe pe care nu le-a folosit niciodată. Deci Moldova are un set întreg de concesii pe care le-a dat deja, pierde bani, a dat o grămadă de înlesniri nu cetățeanului simplu și umil din Transnistria, care e cetățean moldovean și el trebuie protejat, dar unor grupuri de afaceri economico-politice care au dita mai avantajele, că exportă, nu e, fac ce vor ei în baza faptului că sunt moldoveni când le convine, când nu le mai convine nu mai sunt moldoveni. Deci aici trebuie cumva presat și eu nu cred că Rusia chiar își permite să, cum să spun, să lase în ploaie regimul de acolo, nu de alta, dar sunt oameni importanți din ierarhia Rusiei care au investit acolo și au o miză financiară. Deci ar trebui și ei agățați un pic și ciupiți și presați. Adică nu tot așa să cedeți, dar pentru asta trebuie să existe suficientă dorință și curaj politic la Chișinău. Now or never. Adică dacă nici cu guvernul ăsta nu există, nu va exista niciodată. Eu cred că există. Adică sper că ei și-au vânt de priorități. Să zic, acum trebuie să rezolv problema justiției, să fac reformă și după aceea să-mi creez o bază suficient de solidă în spate, să realizez poate, nu știu, o politică bipartizană, să merg să negociez întâi acasă cu socialiștii și să venim cu o poziție comună la negocieri. Și ce spune Sorin e foarte corect. Gândiți-vă la faptul că cel puțin după 2014 toți oficialii transnistreni, toți ofițerii care vin de la Moscova pentru trec prin aeroportul din Chișinău. Bine mersi, ne dorea. Șerif Tiraspol activează în campionatul Inter. Vă închipuiți o echipă din... Știu că nu prea vă convine. E o bunăvoință. Și... Ok, s-a adoptat o politică soft, foarte soft, mai mult decât soft. E light-ul light-ului, da? Dar, trebuie să ai niște obiective. Contravine interesului național al Republicii Moldova. Nu, soft, soft, bun. Lași simbolurile astea ca să nu... Și nu poți să oprești ofițerul rus, că începe mâine război. Dar le dai scutiri de TVA? O chestie? Adică dacă faci afacere la Chișinău, plătești mai mult decât statului moldovean, decât de la Tiraspol? Nici Cosmali, să știți că nu stau la Moscova, stau în Germania. Și au afaceri, au export în România. Ei exportă. Și aduc petrol pentru armata rusă prin Lukoil de la Ploiești. Râmnița deci, prin faptul că... Sunt niște interese foarte ciudate. Ei au energia asta, așa a fost, la paușal. Nu plătesc pe seama cetățeanului moldovean. Deci schemele lor de energie, ei se scot foarte ieftin cu producția de oțel și export acum în Europa mai ieftin decât chinezii. Da, foarte avantajos. S-au umplut de bani. E foarte frumos aranjamentul ăsta și când tu ești pe balanța aia comercială a Moldovei, noi ne lăudăm că, uite, parteneriatul estic, în 10 ani comerțul s-a răsturnat spre vest. Da, da, o bună parte din el e Râmnița, sunt aia care fac scheme. Deci, de fapt, ei fură cetățeanul de aici prin indirect, prin schemele pe care le au și s-au umplut ei de bani făcând comerț cu Europa. E bine că i-a însucit încoace și că au devenit și ei dependenți de Uniunea Europeană, dar hai să ne gândim cum să tragem și noi în avant. Adică să-i schimbăm noi pe ei, nu ei pe noi. Că o să ajungem, cum să spun, să zbur de ei liber până Europa, să facă ce vor și când nu le mai convine să retragă acolo în zona gri, iar vin, mai câștigă niște bani, iar îi mută acolo și îi spală. Păi nu merge așa. Asta nu e integrare europeană. Acum, din păcate, suntem la un pas de o eventuală criză energetică. Cei de la Cuciurgan, din stânga Nistrului, deja anunță că ar putea limita volumul de energie electrică pe care livrează pe malul drept. Bun, acum, Republica Moldova nu înțeleg de unde atâta dărnicie. Ea susține de ani de zile
că ea finanțează regimul separatist de la Tiraspol, dai gazul pe care Republica Moldova îl plătește, ca de acolo să cumperi curent electric, adică tu plătești de două ori. Deci sunt niște scheme care ar trebui oprite. Lucrurile astea trebuie discutate la Moscova. Iluzia că lasă că nu discutăm cu Moscova, că ne lămim cu Krasnoselski, nu mi se pare. Sigur că e foarte complicat să discuți cu Moscova. În același timp, eu cred că și Moscova, la un moment dat, preferă o discuție bărbătească. Hai să... Tergiversarea unor dosare, mai ales într-o zonă foarte sensibilă, fiind serioși, nici o secundă nu m-am gândit că tu poți să te duci peste la Tiraspol, că nu, Crimeea se va stopă, nu e foarte departe și nici Ucraina nu are nevoie să întâmple să treacă trupe rusești pe la Odessa în drum spre Tiraspol. Deci trebuie să fii foarte atent, da? Dar trebuie să ai o politică. Ce nu văd eu aici nu e o linie politică. Cum vreau să rezolv criza asta? Vreau să creez atât de... Asta mi se spune de mulți. Să creăm atât de multă bunăstare în Republica Moldova, încât transnistrenii să vină să se închine, să zică soluția gata. Soluția Cipru, adică să devină partea noastră atât de atractivă, încât ei unul câte unul să vină la cauza noastră. Dar vedeți că nu se prea întâmplă. Adică, câte zeci de ani mai continuăm așa dacă rezultatele nu se văd? Da, pentru că e nevoie de o altă strategie. Care ar fi ea? Alta strategie ar fi să negociezi, să negociezi cu... Să încep să mai retragi din avantajele astea nenumărate, date cu toptanul, v-am spus, pe care cetățenii nu le știu, adică ce am spus noi acum se știe, dar câte avantaje fiscale au ei, asta probabil omul de rând nu prea le vede. Și încep să mai tai din ele sau să le pui pe masă, zici, băi, vreți să continui chestia asta o vreme? Păi veniți și voi cu ceva, renunțați la aia, faceți aia, dați-mi-l pe ăla. Chestii de-astea. Cum poate fi convins Moscova să-și retragă armata? Păi Moscova, sunt argumente puternice ca să... Păi desfințez câteva din schemele astea. Credeți că Moscova grijă ei acum să stea să financeze? Nu vedeți ce greu mai dau dăbav ca aia la pensii? Deci e complicat pentru... Sigur, Rusia are bani, o să-mi spuneți că are nu știu ce rezerve, 600 miliarde. Păi, cu rezervele de acolo, poate că au alte lucruri de făcut decât să trimită pensionarul din Transnistria. Deci ideea este să mai demontez, să demantelez din schemele astea care asigură transnistrilor mari avantaje și permite șerifului să fie stat în stat, să se comporte autonom și în relația cu Moscova și să fie mare exportator de produse în țările Uniunii Europene, că dacă vă uitați, 60% Transnistria exportă în Uniunea Europeană, da? Iar Gușan stă în Germania, nu stă la, sigur, are și o vilă la Kiev, dar nu stă la Moscova sau în Podmoscovie, da? Deci oamenii ăștia vor doar beneficii, să nu-i atingi că țipă, că lovește în interesele Rusiei, dar ei sunt primii care se autonomizează în raport cu Rusia. Și probabil că dacă încep să demantelezi din aceste avantaje, o să vină ei la tine și o să ceară un... E un mare lucru. Sunt două grupuri industriale mari, până la urmă despre ce? Două holdinguri mari, exact. Da? Vedem cine sunt pe acolo, proprietarii, cât câștigă, nu că nu s-ar ști lucrurile astea. Nu e așa complicat. Important este să există voință politică. Da, și mai avem foarte puțin timp, din păcate. O întrebare comună pentru domniile voastre. În concluzie, la Chișinău e nevoie de foarte mult curaj, consecvență și dedicație pentru a schimba lucrurile din temelii, astfel încât să nu deraieze Republica Moldova de pe acest drum al schimbării, drum al schimbării pe care l-au dorit cetățenii prin votul exprimat la 11 iulie, în noiembrie anul trecut. Da, tot ce a spus e necesar. Mai e nevoie de determinare politică, mai e nevoie de inteligență politică în plus. Și eu cred că această putere, nu... președintele, cei mai importanți membri ai guvernului, președintele Parlamentului, oameni pe care îi cunosc, pe unii îi cunosc de foarte mulți ani, au aceste calități și pot să readucă, să transforme, să schimbe din temelii Moldova. Eu în momentul ăsta sunt mai optimist privind viitorul pe termen mediu în Moldova și văd că se întâmplă ceva mai interesant în clasa politică de aici, care să mă facă să sper, de pildă dacă compar cu România. O spun cu durere, dar...
Da, noroc că România fiind unde e, merge cam singură, de ani de zile, cam fără clasă automat. Politică, deci aia e pe pilot automat și poporul trage țara înainte și clasa politică stă și joacă la păcănele. Ce e un model italian, așa, în care politica devine un fel de show de seară în care te duci și te amuzi și a doua zi lumea se duce la treabă și își vede treaba ei. Cam așa sperăm să țină chestia asta o vreme. Moldova nu e în situația aia, adică chiar trebuie leadership și cred că acum l-are, dar na, abnegație și hărniție trebuie și când te duci la facultate, deci nu asta e problema. Problema este să găsești acele căi prin care să rezolvi, să tai toate nodurile astea gordiane și în momentul când ai leadership, trebuie și un pic de commitment din partea influencerilor din societate, care nu trebuie să laude puterea, dar trebuie să spună adevărul când îl văd. Exact. Și să nu facă trolling, să nu manipuleze, să aibă curajul să spună adevărul atunci când îl văd. Chiar dacă el e mai spre putere sau mai contra puterii. Pe care asta lipsește foarte mult și aici a fost torpilată, aici a fost subminată Moldova foarte mult. Deci s-a instrumentat și din afară foarte mult, dar și terenul e foarte permeabil, că sunt fracturi sociale, o moștenire istorică, deci cred că aici trebuie lucrat un pic mai mult la coeziunea socială în jurul unui proiect. Deci dacă ne asumăm proiectul european, trebuie să se vadă și la nivel de oameni, că nu putem azi vrem una, mâine alta, mâine scâncim că nu știu ce. Ok, și nu o să fie ușor și nu o să fie bătălia anticorupție nu poți să rămâi cu mănușițele albe. În același timp, cred că va fi urât. Datoria să explice populației. Sigur, faci treabă cu purtători secundari de mesaj, cu influencer. În același timp, tu trebuie să iei să explici. Să explici proceduri, să ieși la public, să explici. Asta s-a întâmplat în România înainte și imediat după aderarea la Uniunea Europeană. Atunci a fost cuțitos. Pe repede înainte s-a încercat repararea unor gafe de sistem și a existat o susținere populară pentru asta. Eu mi-amintesc, a existat și există. Noi mergeam, eram câteva sute de oameni care mergeam să facem meeting-uri pentru susținerea anticorupției în fața Teatrului Național. Deci se crease, dacă vreți, în societatea românească... Erau meeting-uri pentru ceea ce sunt o raritate, nu totdeauna. Adică meeting-ul contra într-o fel e mai ușor, că lumea se enervează pe unul, pe băiatul rău, pe nu știu ce putere. Meeting-ul pentru o idee abstractă e ceva rar. Și e cazul să ne gândim la chestia asta și în Moldova. Da, domnilor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Nu mai avem timp, din păcat. Doamnelor, domnilor și domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune, o săptămână reușită să aveți și nu uitați, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor din jur. Toate bune!